crimă la Anenii Noi. Un bărbat de 35 de ani și-ar fi omorât vecina de 57 de ani. Potrivit polițiștilor, aceștia ar fi consumat împreună băuturi alcoolice. La un moment dat, între cei doi s-ar fi iscat o ceartă. Bărbatul s-a enervat și ar fi strangulat-o pe femeie. Crima a avut loc în seara de 5 mai, în jurul orei 22, la domiciliul victimei. Un bărbat de 35 de ani din localitatea Mereni, luând cu el băuturi alcoolice, a mers în vizită la vecina sa de 57 de ani, unde după ce au consumat băuturi alcoolice împreună, între ei s-a iscat un conflict, în rezultatul căruia bărbatul i-a aplicat mai multe lovituri pe toată suprafața corpului, după care a strangulat-o cu un prosop. Bănuitul și-a recunoscut vina integral, actualmente fiind reținut pentru 72 de ore. Femeia locuia împreună cu fiica și nepoata ei, însă cele două nu se aflau acasă în momentul conflictului. Oamenii legii spun că au pornit o cauză penală. Dacă acesta va fi găsit vinovat, bărbatul riscă până la 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață.